Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e domnul profesor C. de Zeletin, un tânăr octogenar la masa profesioniștilor. Domnule profesor, o să le spun telespectatorilor că, de fapt, nu sunteți numai profesor, fost profesor de biofizică al Facultății de Medicină. 47 de ani. 47 de ani. E adevărat. Iubit de generații de studenți. Da. Sunteți și scriitor, traducător faimos și dumneavoastră mi-ați spus, întâi de toate sunt poet. Da. Sorin Lavric, fostul dumneavoastră student, spune că sunteți un scriitor care se adresează unui public rafinat și pregătit. Așa e. Și vreau să vă scot de pe raftul ăsta de nișă, domnule profesor. Scoateți-mă. Și bine ați venit în fața marelui public. Ah, mulțumesc. Dacă ar fi să alegeți, sunteți profesionist a ce? În primul rând sunt medic, sau fost medic. Un medic rămâne medic. Rămân medic, gândesc medical. Mă trezesc pe stradă când mă plimb cu cineva și spun persoana aia are lusații congenitale de șold pe partea stângă sau are, nu știu, mă trezesc, da? Nu din pedanterie. Din reflex. Din reflex. Dar aveam să fac și studii postuniversitare de fizică și tot să am la rând să învăț fizică, să mă pun la punct cu totul, fiindcă biofizica e latura abstractă a medicinii, o disciplină de interferență în care trebuie să lucrezi și biochimie, genetică, moleculară și câte altele. Eram obsedat de cercetarea morfologiei cu ajutorul aparaturilor celor mai moderne, microscopie electronică, citospectrofotometrie, ceea ce am făcut, etc. Asta mă atrăgea pe mine. Microcosmosul celular și subcelular. Să vizualizez structuri incredibil de mici. De pildă, o anumită membrană la o anumită celulă are 3 angstrom. Închipuiți-vă că diametrul unui atom de potasiu are 2,8 angstrom. O secvență simbolică, amuzantă, am văzut că aveți și umor, ar fi secvența în care vedem un personaj, care sunteți dumneavoastră, cum încearcă să împace știința cu literatura, ca să traduceți sonetul italian, mi se pare, v-ați închis în Facultatea de Medicină. A Universității Carol Davila din București, Cotroceni. Aveam un laborator, o cameră care ar fi perfect întunecoasă, perfect. O cameră obscură. O cameră obscură, la modul absolut, să cercetez cu un aparat numit citospectrofotometru. Noi am construit aparatul cu mijloacele proprii. E un inginer, Alexandru Cireș, și eram asistent sau cercetător. Am lucrat mulți ani împreună. Acest aparat este capabil să recunoască substanța dintr-un micron pătrat și să o aprecieze cantitativ. Era o performanță extraordinară, incredibilă. Am lucrat toată ziua în laboratorul meu, de la 8 la ora, să zicem, 5, după care mi-a rezolvat problema mâncării, eu știu, jumătate de oră și m-am întors înapoi. Trebuia să traduc din italiană câteva crâmpeie din 3 epopei și într-un timp foarte limitat. Și de ce nu v-ați dus să lucrați acasă? Acasă erau chiriași și nu aveam liniștea, nu mă puteam concentra, pierdeam mult timp cu drumul și atunci m-am venit în laborator. În camera obscură. În camera obscură. Mi-am luat o veoză care s-a plecat așa și aveam o suprafață luminoasă, pe urmă atât, restul nu se vedea nimic. Și m-am apucat să lucrez. Vă puteați concentra, era liniște perfectă. Grozav, grozav de bine și am lucrat foarte bine. Și m-au luat la ochi. Și la un moment dat, cam spre miezul nostru, ora 12, cioc, cioc, cioc la ușă. Dom'le, numai o fantomă să fie. Tac din gură, evident, ce să fac, să văd de treabă. Iar cioc, cioc, cioc la ușă. Și la un moment dat, domnul Dimoftache, numele meu, era șeful catedrei. Domnul profesor. Domnul profesor, eu ce să fac? Și n-am răspuns. Nu s-a lăsat nici el, nu m-a lăsat nici eu. A trecut ora 12 și profesorul a plecat și eu am rămas acolo până, eu știu, până la ora 1, 2, cât sunt. Dumneavoastră, de multe zile mergeați acolo și bineînțeles, lucrați. Și probabil ați fost turnat că lucrați acolo și omul a venit să vadă cu ochii lui. Fiindcă de unde să știe profesorul că sunt acolo la oră când obligatoriu nu trebuie să fiu. Deci studenții vă știau cu numele de acasă, Dimoftache. Da, numai. Și Zeletin l-ați adăugat? L-am adăugat în 1960 când am debutat în presă, consultându-mă cu Perpesicius, cu Tudor Vianu. Că vi se părea dumneavoastră moldoveanului Dimoftache, da, din satul Burdusaci. Plus că era Ștefan Zeletin. Burdusaci sau Burdusaci? Burdusaci, dar forma veche e Burdusaci și mie așa îmi place. Vi se părea că Zeletin sună mai aristocratic, că e nume mai de poet? Da, este acest Zeletin, în primul rând Z-ul este o literă vibrantă. Era și are o eleganță. Rudă, Ștefan Zeletin, și era rudă, era Ștefan Zeletin, cum să rău, era unchiul meu. Unchiul Ștefan Zeletin, da. Autorul burgheziei române și mai departe, o celebritate, profesor al filozof și sociolog. Interbelic. Interbelic. Vi se pare că niciodată un nume ca Dimoftache n-ar putea fi un poet romantic? Nu ar putea, fiindcă are pe of în el.
Eu disec un cuvânt când îl vorbesc. Aha, și îl are de două ori, di. Of, di moftache. Și da, în afară de asta, îl are și pe muft. Moft. Și îl are și pe ache, care la noi este augmentativ, în timp ce la greci ache este diminutiv. Lui Mihai, dacă vrei să spui în grecești Mihăiță, îi spui Mihalachimu. Da? Deci augmentativul la ei este diminutiv la noi și viceversa. Mie Dimoftache îmi sună ca o locomotivă sau ca Nabucodonosor. Și da, nu-mi da. Plăcea. Dumneavoastră ați avut vocație renascentistă în plină epocă proletcultistă. Iată, rimă involuntară. Da. Cum ați reușit să le împăcați pe toate? Prin concentrare, prin muncă în special și prin abstragere de la alte tentații. Vă privesc acum și mă gândeam așa, dacă George Emil Palade, care e unchiul dumneavoastră, că am văzut într-unul din volume că îi scrieți multe scrisori, dragă unchiule, dragă unchiule, George Emil Palade, singurul laureat român al premiului Nobel pentru medicină, dacă ar fi rămas în România, v-ați gândit vreodată ce s-ar fi ales de el? Ar mai fi luat sau nu premiul Nobel? Cu siguranță nu. Nici nu m-aș fi gândit, nici nu m-am gândit la lucrul acesta. M-am gândit dacă mai putea lucra. Și dacă n-ar fi făcut pușcărie? Și dacă ar fi trăit? Și dacă ar fi trăit? Dacă ar fi supraviețuit? În primul rând, invidia medicului pesima. E de când lumea și pământul, da, acum, în anii aceștia care au urmat după 1944, acest sentiment, în timp ce medicina nu mai era structurată pe criteriul valorii. Din dumneavoastră, ca să zic așa, am aflat un lucru pe care nu-l știam, și anume că Malaxa, celebrul inginer, miliardar, întemeietorul industriei... Tot un geniu, da. Un geniu? Da, sigur. Malaxa i-a dăruit lui George Emil Palade o carte viitorului laureat al premiului Nobel. De Crăciun 1958 i-a dat o carte. Și ce carte i-a dat? Și asta spune ceva. O carte filozofie. Science and Philosophy al Heisenberg. Nobel din 32. Doctorului George Palade, anticipare la premiul Nobel. Punct. Crăciun 25 decembrie 1958. New York. N-M. N-M. Câtă modestie. Nicolae Malaxa. Anticipare la premiul Nobel. 16 ani înainte. Colosal. O să le spun telespectatorilor că v-am făcut o vizită la domiciliu înainte de emisiune, când am primit sacoșa cu zecile de kilograme de cărți și am plecat cu ideea asta. Doamne, ce fericit, domnul doctor! Din casă, din bibliotecă. Apropo, e casa construită de părinții lui George Emil Palade, da, în care locuiți acum. Da. Dumneavoastră cu fratele dumneavoastră, Lulu. Deci asta m-a frapat. O atmosferă de echilibru, de izolare. Și până la urmă m-am gândit că toată viața dumneavoastră s-a desfășurat așa, închis într-o cameră obscură. Ei, nu chiar așa. Nu, a fost la mare, a fost în munte, a făcut tot ce trebuie. Dar medicina nu vă ajungea și vă simțeați un poet. Da. Voiați altceva, oricum, antiproza vieții. Poezia mă trage înainte și medicina mă trage în proza realității problematizate, uneori acut, uneori tragic. Practic, când v-ați îndrăgostit de Michelangelo? Învățând limba italiană. Dar ce v-a apucat după ce ați făcut medicina? Dar nu a apucat, a venit peste mine. Eu am absolvit Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, înființat testamentar, existent din 1837, cu o condiție să se predea latina și italiana. Și în 1948, brusc s-a tăiat italiana și înainte, acum s-a reluat. Ceva, și s-a înlocuit cu limba rusă. Profesoara de italiană a fost tradus pe loc, de la o zi la alta, reforma lui Vasilichi. Vasilichi a fost, am văzut, ministrul învățământului. După aceea a venit la Facultatea de Medicină. Am luat lecții de italiană cu sora lui Pamfil Șecaru. Dar nu-i vorba să știu o limbă, problema dar să știi să era? Traduci. Uneori traduci un sonet, 14 versuri, traduci în 3 luni. Aici e vorba de italiană veche, dură și tehnica traducerii. Dumneavoastră vreți să spuneți că traducătorul de poezie e el însuși un poet. Probă că în următoarele volume de opere de scrieri vor fi dedicate cele două, unul de vreo 1000 de pagini tălmăcirilor de poezie din italiană și unul tot de vreo 1000 din poezia franceză. Dumneavoastră undeva spuneți autocritic, viața mea n-a avut epică frapantă, că sunteți un liric reflexiv. Da. Totuși, în viața unui liric reflexiv, dați-mi câteva exemple de epică frapantă. Dacă ar fi să aleg un moment de traumă pe care am trăit-o și pe care cu ajutorul Dumnezeu am depășit-o, ar fi momentul în care a trebuit ca pe parcursul unui an să fim toți trei frații înfiați și părinții să-și piardă formal, evident, copiii. Asta tata în ce an a fost? În 1955 a fost anul care am luat cel mai bine toată sesiunea.
atunci era foarte bine, cu excepțional la toate, mă laud, dar nu luați. Erați deja student. Eram student în anul 3 și am început persecuțiile. Pentru și... cei care nu știu, în istoria României asta, da. Dumneavoastră în dosar figurați ca fiu de preot. Nu la figuram fel... ca fiu de preot, ca funcționar. A fost o reclamație probabil. Am fost chemat la cadre. La cadre la facultatea la de cadre medicină. De medicină și mi s-a spus realitatea. Și atunci am spus, ești bai de preot, aveți așa și așa și așa. Și a spus, da, așa este. Eu cred că mă înțelegeți. Gândiți-vă dacă ați fi în locul meu ce ați face. Și atunci domnul din fața mea a luat o hârtie, și-a rupt o hârtie și-a aruncat-o jos, bucățele, și-a spus, du-te și spune tatălui tău să te înfieze de urgență la niște rude care poartă același nume. Și te reînscriem în toamnă. În timpul ăsta s-a întâmplat același lucru cu fratele meu. Care era student care la Politehnică. Era student la Politehnică la Iași. Dar aveam sora noastră cu 10 ani mai mică, pentru care a fost o traumă. Când i-a luat-o în serios, nu putea, știa că este o formalitate. O formalitate, dar copilul care avea 10 ani, 11 ani, și fetiță. Dumneavoastră ați luat-o ca pe o simplă hârtie. Da, până ziua de astăzi. Cu toate nu că deveneați... Nu v-ați schimbat? Nu, deci nu, nu. Ați devenit, practic, fratele tatălui dumneavoastră, da. Și cumnat cu mama. Cu mama, da. Și fratele meu la fel, fiindcă același bunic ne-a fie pe amul doi. Însă la sora mea a fost mult mai dramatică toată povestea, fiindcă nu mai găseam nume. Și am găsit un văr pe care tata nu-l văzuse din copilărie, în Transilvania, la Sibiu. Nu-l văzuse de 40 de ani. Nu avea copii. Și i-a spus despre ce vorba, probabil și-au scris. Și s-a dus cu fetița. Și a așteptat-o cu masă, cu tot ce trebuie, dar tata, fetița drăguță, frumoșică, și la un moment dat i-a spus, vărul i-a spus, dar să știi, Culai, tatăl meu Nicolae Culai, dar să știi că după ce pleci tu acum, fetița rămâne la noi. Confundase lucrurile. Tata s-a ridicat pe loc de la masă și a plecat la gară pe loc, iar fetița... Cu fetița, normal. Dar ce traumă avea un copil. Și până la urmă cine a înfiat-o? A înfiat-o o rudă, văduvă din Moftache, care întâmplător avea și numele de botez familie, Maria. Deci mama noastră era lui Maria și cea care a înfiat-o pe Gabi, sora mea, tot Maria. Și lucrurile au mers ușor. Tata s-a zbătut foarte mult să facă treaba aceasta. Dar preotul era considerat chiabur? Era considerat chiabur, fiindcă era această aberație. Dacă depășești 5 hectare, ești chiabur. Ce ați făcut? Ați recuperat pământul? Da, l-am recuperat, dar plătesc impozitul și nu mă interesează ce se întâmplă cu el. Casa s-a dărâmat jumătate, casă mare, frumoasă. Am donat-o primăriei ca să fac un obiect muzeal. Am spus că asigur eu tot ce trebuie. Nu s-a ocupat nimeni. Le-am și trimis bani ca să-mi plătească. Și? N-au putut. Deci aveți o soră, Gabriela, tot medic, ca și dumneavoastră. Tot medic, da. Și care cum a ajuns în America? După Revoluție a plecat soțul și a vrut să vină și ea cu fata. Am văzut, o cheamă Kelly, este americană acum, jet pe da, jet. Da, da, ce meserie face? Informatică. Așa are două fetițe. Ați botezat vreuna din fetițe? Pe amândouă. Pe amândouă. Pe amândouă, deci aveți... și pe mama. Ah, și pe mama, deci sunteți un naș profesionist. Am fotografie mare cu vreo 10-15 fete și băieți, fiind de-ai mei. Când eram mic, mama fiind învățătoare, soție de preot, asista la anumite botezuri urgente, moare copilul. Și atunci țineam eu copilul, duceam la icoane în braț. Deci eram nașul lor. Copiii care erau pe cale să moară? Pe cale să moară, dar unii au trăit. Erați un puș de și câți acum... ani când se întâmpla asta? Opera mea atunci s-a petrecut mai mult decât acum. Eu știu, 6, 7, 8 ani. Tata a fost duhovnic în copilărie, da. Și mama învățătoare în copilărie. Învățătoare, da. Și mama a spus la un moment dat într-o discuție cu tata, copiii ăștia nu sunt destul de ambițioși și nu vă dădea premiu întâi, ci doi. Mor că n-am copii ambițioși. I-am dat premiul întâi lui Filipescu Puiu. Ce s-a ales și de Filipescu Puiu? Premiul? Profesor la Liceul Național din Iași și a murit un cancer sărac. Domnule doctor, vă dați seama, deci mama s-a înșelat pentru că dumneavoastră ați avut un tip de ambiție cu zâmbetul pe buze, fără să faceți pactul cu diavolul. De pildă, în anii 50, dacă ați fi scris niște poezii proletcultiste, cum atâția poezi au scris, dumneavoastră, în tăcere și cu discreție, ați refuzat. Da, aveam treburile mele pe care le știți. Nu ușor abținerea. Dar înainte de a fi la facultate, ați reușit să depășiți handicapurile. Pentru că la început nu vi s-a dat voie să candidați la facultate. Nu, în primul an nu s-a. Și ați fost ce? A fost în învățământul secundar. În Moldova profundă? În Moldova, într-un sat. Profesor de? De română și auxiliar francez. Și aveați 18 ani sau 17? 52 aveam 17 ani. Și așa am obținut foarte greu postul acolo. Și încă aveam originea putredă. Eram putred la 17 ani. Eram un tânăr putred.
de la creștere până la talpă. A fost o suită de traume atunci. Am început la una din mărgelele colierului. Sunteți de acord cu definiția viața însă și o traumă sau e o bucurie? Întrebare grea. Viața este o bucurie. Cei pentru care e destinată bucuria să se depășească pe ei, să se înalțe, să meargă, să sacrifice, să sufere dureri, traume, cum spuneți, și să ajungă la ea să o trăiască bucuria. Și evident asta înseamnă o inițiere și bucuria să aibă un caracter de ordin înalt. Asta mi-amintește de un citat din Michelangelo. Nimicurile acestei lumi mi-au răpit timpul ce mi-a fost dat să-l contemplu pe Dumnezeu. Și asta o spunea mi se potrivește. Michelangelo, care deja își făcuse opera, opera și se referea și la opera lui ca la nimicurile acestei lumi. Exact așa. Nu vi se pare îngrozitor? Îngrozitor și mă regăsesc în versul ăsta. Le favole del mondo m'hanno tolto il tempo dato a contemplar Dio. El a făcut-o prin viața lui, știți? Epica vieții, că Pietà din domul din Florența, la un moment dat a luat ciocanul și a sfărâmat-o. Mă rog, de un ajutor de a lui Tiberio Calcagni, care a strâns bucățile, le-a pus deoparte și pe aceea le-a lipit. La un moment dat a spus, nu, e o cale care nu este eficientă. La Dumnezeu vreau să ajung pe altă cale, calea rugăciunii și a contemplării. Bun, și dumneavoastră, ca să ne întoarcem la personajul nostru, ați avut vreodată senzația că robotiți sau că sunteți în slujba nimicurilor vieții și că vă scapă contemplația și rugăciunea? Da, ceea ce nu știam nici eu și mulți nu știu și care spun cam așa, lasă când o să îmbătrânesc și o să am timp și o să mă rog mai mult la Dumnezeu, dacă e credincios. Și atunci, cu cât avansezi în vârstă, cu atât nu mai ai puterea să te rogi. Asta e nenorocirea. Simțiți asta? Da. De simt ce? Amenințarea asta. Nu mai ai puterea, trebuie să te rogi cât ești tânăr și ai putere. Dumneavoastră, la un moment dat, spuneți că amânările vieții dumneavoastră sunt mereu poezia și rugăciunea. De când n-ați mai scris o poezie? De când m-am îmbolnăvit de 2 ani jumate. Și nici măcar o scrisoare. Ați învins mai multe crize de pancreatită acută. 4. Ceea ce e mult, nu? O minune dumnezească. Am ajuns la vârsta la care am ajuns și nu mă mai satur să admir ceea ce e de admirat. Păi și aveți ce dorința admira? De a cunoaște. Am ce admira. Asta e grozav. Atâtea lucruri. Asta nu înseamnă că nu văd rău, că nu plâng rău. Cu lacrimi îl plâng. Aveți un pasaj unde comparați România cu o cameră jefuită și însângerată. De bandiți spun acolo. Asta ziceți că e România. Ei, și nu e numai acum, asta a fost și înainte. Da, nu chiar așa. În sfârșit, altfel. E o altă problemă. Pentru că atunci când bunicul dumneavoastră murea la Jilava, am văzut că a murit exact pe 11 martie, ziua de naștere a fratelui dumneavoastră. Fratelui meu, Deci când fratele împlinea 29 de ani și dumneavoastră aveați 28, în 1963, bunicul murea la Jilava. Da. Am aflat după un an. După un an ați aflat? Da, sigur. Deci el murise cu un an înainte. Toată familia a umblat cum a umblat Vittoria Lipan. În secret, toate cimitirile țării, mama care a fost de sursă. Bunicul meu avea 80 de ani și era tata 6 copii și nu făcuse nimic. Și nu știam unde este. Printr-o întâmplare am aflat unde era îngropat, în fine. Bunicul ce meserie făcuse? Era dintr-un sat de Răzești, satul Laz. Făcuse școala normală din Bârlad. A fost primarul comunii respective. Primar liberal sau țărănist? Țărănist, avea pământ ca orice Răzești. Și de ce l-au arestat? Sub ce? Complot împotriva statului. Să ne întoarcem la George Emil Palade, unchiul dumneavoastră. Da. Când a luat premiul Nobel în 1974 la Stockholm, a avut o expresie care m-a mișcat în discurs. Să auzi sunetul întunecimii cum se prăbușește. Da. Să auzi sunetul întunecimii cum se prăbușește. Și după 89 a vrut să doneze premiile, diplomele la Facultatea de Medicină și m-a șocat câte scrisori, câtă corespondență. El a scris scrisoarea în 8 ianuarie 2002. Răspunsul a venit în aprilie. Că vom face, că vom drege și de atunci tot face și tot drege. Că vom face și vom drege. Au trecut 13 ani. Da. Nu vă privește pe dumneavoastră? Ne privește pe toți. Pare foarte bine că spuneți lucrul ăsta. Că n-a fost cine să plătească vama. Nu eu trebuia să fac treaba asta. Să facă țara, care trebuia să facă și cu Enescu și cu Brâncuș. Și acum unde se află trofeele? Se află la copiii lui. Și dumneavoastră și nepotul. Care m-a apropiat, da, ca rudenie. Radu Șerban Palade, profesor de chirurgie. Și împreună cu dumneavoastră. Da, corespondam în problemă. Corespondență lungă ca să trimită și până la urmă nu s-a finalizat în niciun fel. Eram acolo unde ceream lucrul ăsta, în comisia celor patru. Era Radu Șerban Palade primul, și fata lui Georgia, care a murit în 2015. Era Anca, sora lui Radu, și eram eu. Laureatul premiului Nobel, Günter Blobel, în aceeași specialitate, a spus George Emil Palade reprezintă pentru biologia celulară ceea ce Einstein
a reprezentat pentru fizică. Ia. Nobel. Sunt câteva facultăți în Statele Unite care se numesc universități, care se numesc Universitatea George Emil Palade. În Statele Unite. Noi românii facem ceea ce spuneți dumneavoastră. Mi se pare incredibil. Mi se pare delictual. Adică este un delict împotriva culturii române. Cu ce mă alin cu ideea că s-a întâmplat și cu Brâncuși și cu George Enescu? Dacă se poate spune, mă alină gândul ăsta. Într-o jumătate de secol, sentimentul acesta de nedumerire dureroasă față de ceea ce se întâmplă cu valorile noastre, într-un moment în care valori nu prea avem. Dar dacă dumneavoastră ați putea decide, ce ați face? În cazul ăsta aș face un muzeu George Emil Palade. La George Enescu, ce aș face acum, aș face ceea ce trebuie făcut. L-ați strămutat din Père Lachaise? Nu. Mi-ar fi rușine. Enescu a făcut cel puțin două testamente, unul lui Romeo Drăghici și altul lăsat. Și în amândouă scrie ce? Să fie mormântat în țară și să fie adus la Tescani. Dacă asta a fost dorința lui, nu e nimic rușinos să-i se îndeplinească dorința unui om. Să repar post factum un act rușinos, practic, care ne coboară chiar ca români. Care act? De a-i refuza contactul cu țara. Alt lucru însă detestabil mi se pare comerțul, într-un fel, cu imaginea unor oameni care au murit și nu se mai pot apăra. Da. S-a întâmplat și cu Cioran sau cu Eugen Ionesco, făcuți fără să fie întrebați normal, membrii post-mortem ai Academiei, ai unei academii pe care, în mod sigur, ei, la vremea lor, au detestat-o. Da. E o inversare a proverbului latin. Spun cu lună de laur și te trimit la spânzurătoare. Aici invers. Te trimit la spânzurătoare și pe aceea spun cu lună de laur. M-am mișcat în carte când am descoperit o secvență epică, frapantă, domnule doctor. Cum și-a dorit George Emil Palade, cred că foarte puțină lume știe, să moară. El a suferit foarte mult, a și trăit mult, 90 ceva de ani, peste 95 de ani. Și în testament a lăsat ca jumătate din cenușă să fie în Colorado, într-un loc anumit în niște munți, Aspen, unde i-a plăcut, se ducea și făcea vacații acolo, și jumătate în munții Carpați. Pe vârful Cudor. De ce tocmai vârful Cudor? Nu s-a explicat, el nu s-a explicat în nimic. Credeți că a fost vreodată la vârful Cudor sau a ales pentru simbolistica lingvistică vârful Cudor? A fost de mai multe ori pe vârful Cudor, dar părerea mea că a ales ca simbol. Și vârful Cudor. Cenușa, deci ce istorie ingrată totuși, cum și-a bătut joc istoria de atâtea suflete. Am urcat până cu fratele meu care mai bolnav, n-a putut să urce. Cine a adus cenușa în România? Al copiii lui, cei trei, adică cei doi din America, George, de care vorbeam, Filip, băiatul, profesor și el de biologie la universitate. Deci doi copii în America. Da, și unul în Germania și au venit și cu nepoatele, fetele fetei și noi. Dumneavoastră cu fratele, dar nepotul de la facultate, chirurgul Palade. El, pe el conduce totul, îi poartă și numele și l-a și botezat. Și cei trei copii pe rând au luat sacoșa. Era ca o făină de griu. Aici altfel arată. Și a aruncat. Era ceață. Și vârful Cudor a puțin umed, iarbă, sus. O suprafață destul de mare, mai mare decât studiul acesta. Ați împrăștiat cenușa lui Palade. Da. Patiei nerecunoscătoare. Că totuși George Emil Palade nu trebuie să fie un nume folosit festiv sau festivist în discursuri. El nici trebuie să fie cu totul altceva. Nu-i plăceau deloc lucrurile acestea. E logile. Dar spuneți-mi, eu știu că a fost căsătorit cu fica lui Malaxa. Care a murit. Când? A murit în 60 ceva, 67, cred. Deci când Malaxa i-a dăruit cartea, era socrul lui Palade. Da. Și cu fica lui Malaxa a avut copii? Da, cu ea, cu Irina. Cei doi copii? Cei doi copii, și da. După aceea s-a recăsătorit? S-a recăsătorit cu actuala soție, care trăiește și are și peste 80 de ani ceva, are și ea copiii ei dintr-o altă căsătorie, a murit. Dar soțul. Cu Palade nu a mai avut copii? Nu. Deci, practic, cei doi copii care au venit și au împrăștiat cenușa, și al treilea din Germania, toți trei sunt... Legătură... Dinainte căsătorie, o legătură pe care a avut-o și din care a urmat acest copil, fără George. Să fie fost căsătorit? Fără să fost căsătorit. Și deci când Palade s-a căsătorit cu fica lui Malaxa, avea deja un băiat? Da. Care era deja plecat în străinătate sau era în România? Nu, era mic aici. Și ce profesiune avea să facă? Inginer. Și ceilalți doi din America? Fata a făcut literele și băiatul a făcut medicină și e la Universitatea Americană, profesor de neurobiologie. Dar copilul din Germania și copiii din America s-au văzut vreodată, se cunoșteau sau s-au văzut doar la mormântare? S-au mai văzut înainte, însă târziu. Ale vieții valuri, complicate. Dar apropo de lucrurile astea complicate, am citit ca pe un mic roman polițist, capitolul dumneavoastră, Frumusețe pustiitoare a literaturii române, o vizită la Natalia Negru. Da. Aici povestiți că v-ați întâlnit cu o femeie bătrână. Care? Ce?
celor care nu știu capitolul ăsta de istorie literară. Unde v-ați dus o vizitați? La Tecuci, pe strada Auziniei numărul 5. Am dorit să o cunosc, încă familiile noastre se cunoșteau. Ați dorit dintr-o curiozitate morbidă? Nu morbidă, dar nu se poate să fiu poet și să trec prin Tecuci să nu văd pe Natalia Negru, care a fost soția lui Șteo Iosif, pe care eu personal îl consider poet de mare talent. Cel mai cunoscut vers al lui Șteo Iosif, care e? Larme. Ce asta credeți era voi, noroade nesătule, că nu ne poartă grija cel de sus? Ce n-am înfruntat noi năvăliri destule, din miază noapte răsărit și apus, adună-ți rege oștile și du-le la biruință așa cum le-ai dus. Și a pus pe muzică de Alfonso Castaldi. Care sunt faptele? Că s-au căsătorit din dragoste? Cu Șteo Iosif. Cu Șteo Iosif. Ea era poetă. A avut fetița Corina, era poetă. A făcut fetița care a fost omorâtă de o schijă în brațele mamii, în timpul unui bombardament. Câți ani avea fetița? Avea vreo 12 ani. București era bombardat de germani în 1916. Ea s-a ascuns într-o pivniță și o schijă a venit pe ferestruica prin care se dădeau buștenii în beci și a omorât fetița în poalele mamei. De asta e carotida. Destinul clar. Destin, da. Deci Natalia Negru a plecat de la un soț alcoolic, Șteo Iosif, la cel mai bun prieten al soțului nu a plecat, și colaborator, Dimitrie Anghel. Fiindcă ei lucrau împreună, Șteo Iosif, cu Dimitrie Anghel. După și au scris acea capodoperă, Caleidoscopul Amirea, fiindcă îi scăleau Amirea, cronică veselă, în care găsești cu totul alt Șteo Iosif, cu totul alt Dimitrie Anghel. Au scris La patru mâini. La patru mâini. La vremea când au scris-o, Natalia Negru era căsătorită cu Șteo Iosif. Era căsătorită cu Șteo Iosif. Și când s-a îndrăgostit de cel mai apropiat... În timp ce lucrau, și Dimitrie Anghel a făcut presiuni nemaipomenite, presiuni peste presiuni, și s-au căsătorit. A făcut o pasiune morbidă. Era o femeie foarte frumoasă, deși cam rece. Șteo Iosif a murit șoptindu-i numele. A murit șoptindu-i numele femeii care l-a trădat cu cel mai bun prieten. A murit aici la Colțea, în 1913. Știu și camera. Pe desubt treceau soldații în război balcanic cântând poezia lui La arme. Și el murea sus. Știu eu să moare, fetița e mare în brațe. Dimitrie Anghel, cum a fost, el a murit. A rămas singură. A fost declarată chiabură. A fost amenințată cu pușcăria pentru sabotaj în vremurile mai încoace. Și a cedat presiunilor lui Dimitrie Anghel, care era diabolic. Adică? Gelozia, toate formele. Tot polimorfismul geloziei s-au dus de la București la Tecucel, unde ea avea vie. Și ea a vorbit pe culoar cu un maior, ceva, deci o criză de gelozie cumplită, cumplită. Vorbe, insulte. În tren? În tren. Când au ajuns acasă, a făcut urât. Și Dimitrie Anghel și-a tras un gloț în inimă și n-a nimerit prea bine. S-a nu uitați că venise. Da. Și s-a chinuit cam vreo săptămână. Doctorul care l-a văzut era fratele străbunicii mele, doctorul Hozoc. Și sunt și niște lucruri nelămurite nici până în ziua de astăzi. Și dacă a tras ea? A fost și ipoteza aceasta. Au venit gazetarii, au venit preoții, au venit doctori, au venit... Ce s-a întâmplat? Pentru ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Nu știu nimic, nu vreau să știu nimic. Când tensiunile psihice ating un nivel supraliminal, nu mai știi ce faci. Și uiți ce. Bun, deci ce credeți? Și în momentul ăla s-a întâmplat ceva. Și ce fie așa, fie așa, fie așa, fie așa. Credeți că în acea săptămână Anghel, simțind că moare, nu ar fi spus că a fost împușcat? Nu, o adora. O adora, avea o adorație mistică, o adorație nenormală. Comparabilă, de altfel, în cultura noastră cu alte femei adorate și inexplicabil de adorate, chiar și la George Enescu. Maruca. Povestea. Am înțeles că era și desfigurată. S-a desfigurat, ea și și-a dat foc și a avut, după ce și-a revenit după psihopatia respectivă de cauzată de părăsirea ei de către Nae Ionescu, și-a dat foc. Și Ionescu și-a amânat niște contracte cu America, pe care el o adora de când era tânăr. Nu Franța, America. Și-a anulat niște contracte foarte convenabile și a stat și a făcut tot ce trebuia, de la funcții de doctor, de femei servici, menajeră și tot ce vrei. Ca să o smulgă din depresie. Să o smulgă din depresie și să-i panseze rănile. Și mai ales că avea o fotofobie psihică, nu putea suporta lumina și a trebuit în vila la șosea să stea la subsol. Ați putea scrie o carte, v-ar veni subiectul mănușă. Mi-ar veni, fiindcă e un cărți de istorie. Iată, asta e de istorie, 1300 de pagini. Biografia principesei Elena Bibescu. Am și eu 27 de ani. Dacă ați fi făcut numai asta, ați fi fost cotat un biograf strălucit. Dar dumneavoastră ați deconcertat că ați fost și traducător, și poet,
și biofizician. Așa este. Atât de frumos scrieți despre iubire. Aveți niște poezii, aveți niște aforisme despre femei. Am iubit și am să iubesc. Vorba Mariei Tănase. Omenirea se desparte de trecut râzând. Cum ați scăpat să nu fiți dus în fața ofițerului stării civile? Se mai întâmplă minuni în lumea asta. Și am scăpat. Ați regretat vreodată? Nu. Ați suferit vreodată pe tema asta? Să zicem, da. Iubesc foarte mult copiii. De ce n-ați înfiat, dumneavoastră, care ați fost înfiat? Eu știu ce înseamnă să crești un copil, că sunt medic pediatru. Foarte greu să înfiești, să îngrijești un copil. Ați preferat să vă dedicați copilului Michelangelo? Eu n-am trăit în planuri. Nu? Mi-a făcut plan să traduc asta. Așa au venit ele, s-au nimerit, nu știu cum. Și aici, fiindcă la un moment dat am făcut, am tradus 50, 60, Vian a spus, păi ce nu traduci pe toate? Genul ăsta, știți? M-am pins viața acolo, cineva nevăzut, care mă urmărește și acum când sunt cu dumneavoastră. Simțiți asta? Da, da. Și ce vă spune acum? Ce ați auzit că vă spune? Să nu faci pe alții să sufere sau să-și aducă aminte de vinovățiile lor. Că suferă. Că dreptatea e una și suferința e alta. Poți să n-ai dreptate, poți să fii un tip delictual și să suferi adânc. Eu nu sunt un spirit justițiar. Afectul meu nu-i cu fața spre justiție. Mintea mea e cu fața spre justiție. Asta e contradicția mea. Între cele două ce ați alege? Sufletul să palpite sau psihicul să fie mulțumit? Echilibrul. Care e extrem de greu de atins. E foarte greu de atins. Eu valoric, pun sufletul deasupra mentalului. Mă interesează mai mult oamenii buni decât oamenii inteligenți. Dar în același timp îmi place acțiunea. E o contradicție, eu trăiesc o contradicție. Proba cea mai imediată este că nu suport leneșii. Nu suport. Să facă ceva, să șteargă ceva, să facă ceva, să scrie ceva, să repare cartea asta. Bine, dar poate unul dacă stă tolănit pe canapea, gândește. Spune Eminescu. E, gândește. Joacă farsa gândirii sau comedia gândirii. Spune Eminescu în Odă în metru antic. Vino iar în piept nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine mi-e redămă. Nepăsare tristă? Păi nu e un oximoron, nu e un pleonas chiar. Păi dacă e nepăsare, nu e nici veselă, nu e nici tristă. E nepăsare. E nepăsare și totuși spune tristă. În timp ce râvnește la nepăsare, realizează că este deplorat. E tristă, fiindcă nu trebuia să facă lucrul acesta. În orice caz, să spun o banalitate. Suprema înțelepciune este să iubești, necondiționat. Te iubesc, fiindcă te iubesc, fiindcă nu știu. Și trebuie să trăim ca să iubim. Dar vă dați seama că până la urmă viața e o suită de probe care ne încearcă puterea de a iubi. Da, da. Nu pot urâ. E o infirmitate. Urăsc, dar nu mai mult de 20 de minute. A, 20 de minute. Dar am cronometrat. Ați cronometrat? Ura e foarte perfidă în metamorfozarea ei. Poate să îmbraci ipostase diferite. Disprețul, ocolirea. E mai variată ura? Sau mult mai variată. Ura face pacte, mii de pacte cu inteligența. Pe când iubirea? Pe când face iubirea cu prostia de obicei. Nu este expresia prost de bun? A, prost de bun. Ce are inteligența și bunătatea? Da, da, da. Răutatea este extrem de complexă. Extremism de complexă. În timp ce bunătatea e simplă, două, trei linii. Și gata. În optica teologică, răul scris cu râ mare, are trei ipostaze. Zbucium, durerea și moartea. Moartea, o formă a biruința răului. Zbuciumul, durerea și moartea. Să zicem că omul cu zbuciumul și cu durerea a descoperit anestezia la propriu și l-a figurat diverse anestezii, pe când cu moartea... Nimic. Căci tot ce fiva va înfrunta pe Hades doar al biruinii și când nu izbutiva el. Da, dar e clar că viața e dată pentru ceva. E clar. Și omul se ascute în bunele lui însușiri, încercând să aflu un răspuns la această întrebare. Care mi este menirea? Unde sunt mai bun? În ce excelez? Cu ce împing un pic lumea mea înainte? Existența? Om? Cu ce? Ce fac eu? Vorbeam odată cu George Emil Palade. Cam cât la sută cunoaștem? Din existență. Din volumul de cunoștințe posibile? Volumul de cunoștințe posibile asupra existenței. Dacă 3%. Și a doua întrebare a fost privitoare la proliferarea malignă. A celulelor? A celulelor. Eu credeam că o să spună 5 ani, 10 ani, un om ca el. Și pe cine să întreb dacă nu pe el? Și spune, o să mai treacă 25 de ani, abia peste 25 de ani, dacă intră informatica în genetică. Cât timp a trecut de atunci? 30 de ani. Și acum nu suntem în momentul în care informatica intră în genetică? Intră, dar descoperă ce trebuie. Urmează să? Păi, bineînțeles. Alta e problema.
dacă trăim, să ne bucurăm de această biruință a omului. Dar știți că cercetătorii astăzi au spus că faptul că apar aceste boli în diverse organisme este rezultatul unei loterii a celulelor. Deci e vorba de haos. Haosul, da. După mine, cancerul. E o altă formă de viață în viață. Altă formă de trup în trup. Altă formă de celulă în celulă. Și ce le diferențiază? În timp ce celulele noastre, pe măsură ce cresc și se mulțesc, se despart pe funcții diferite, celula tiroidiană produce tiroxin, celula pancreatică produce insulin, deci se maturizează și au funcții diferite, cuibul acesta de celule maligne realizează o tinerețe veșnică. Nu îmbătrânesc, deci nu se specializează și nu-și fac treaba pe care sunt menite să o facă în federația celulară. Chiar și când se împrăștie în tot organismul? Păi asta e biruința, este biruința dezordinii. Cu toate că ele ziceți că au această vitalitate, dar ele sunt tinere, vitale. Dar tânărul nu are vitalitate. Dar slujesc principiul haosului. Haosului. A creșterii entropiei noastre. Entropie ce înseamnă? Entropie este o funcție termodinamică a cărei scădere exprimă reducerea haosului și creșterea ordinei. Deci până la urmă lupta împotriva bolii pe care o duce un medic e lupta împotriva răului, cum mi-a spus răului. Dumneavoastră, domnule doctor, ați știut să notați într-un ocean adesea advers. Da. Dacă România ar fi un ocean în care ați înnotat, care ar fi momentele, zonele în care ați fi putut să vă înnecați și acum să nu fi fost zeletin și cărțile de pe masă? Două zone cu aparențe, una bună și una proastă. Cea cu aparențele proaste în care putea să mă înnec a fost Hunedoara, descalificându-mă prin excesul de muncă, din noapte în noapte, când mai citeai. Erați la un dispensar? Unde? Aveam circumscripții și dispensar. Și câți copii aveați? Sute. Și nu mai aveați timp să citiți? Deloc. Deci era riscul de a vă plafona? Violent. Puteam să-mi schimb felul de a fi prin contaminare a obiceiurilor, a conduitei, a felului de a gândi, a felului de a simplifica, să mă bătărănesc, să mă simplific, să mă senzualizez. Mai mult decât e normal. Adică ați fi putut să vă însurați, să faceți câțiva copii și să rămâneți acolo la un dispensar. Bine, dar nu neapărat. Puteți fi un splendid medic de dispensar. În acea zonă cu 100 de doctori, alegeți-mi 3 care ar fi spus că doctorul Dimoftache știe carte. Atât. Când ați fi găsit. Invidie e aceeași, lucrează pretutindeni. Ar fi fost aceeași, lucrează pretutindeni. Și dacă invidie, te tragi și în jos. Ați avut forța să vă smulgeți și să vă mutați unde? La sanatoriul de la Mangalia de chirurgie osteoarticulară de copii. Acolo m-aș fi realizat într-o anumită direcție, dar m-aș fi idiotizat prin hiperspecializare. Era de tuberculoză, o singură maladie, și tuberculoză osoasă și la un singur organ. Și ați aterizat la Mangalia. Cu valizele, obosit de drum. Eu sunt doctorul Dimoftache și sunt transferat. Primul și-a spus că nu se poate fi transferat, că nu se dădeau transferuri. 103 da. Cereri de transfer s-au aprobat 3, pentru care una a fost din Dimoftache. Sanatoriu frumos, luxos, 8 metri până la mare. Și era o scară bifidă. Sala de operație era într-o parte. Femeia care m-a întâmpinat, îl cheam pe domnul director. Domnul director, a venit cineva și a spus ce-o fi spus, că a venit așa și apare directorul, dis de dimineață, cu operație noaptea. Un halat însângerat. Din sala de operație? Din sala de operație a ieșit în col, sus, eu eram jos, în vârful scării, aici, așa, și spune, bine ai venit, doctor, nu, ce bine îmi pare că ai venit cu tare, ce bine îmi pare, fii binevenit. Spune-mi, ești cu rapidul sau cu steaua? Și eu spun, obosit și prost, domnul director, să știți că despre fotbal eu știu numai 2 lucruri, că echipa are 11 jucători și terenul are 2 porți. Și peste câți ani ați fugit? Doi ani și n-am ieșit decât de 2 ori în oraș. O dată ca să cumpăr, că a apărut ediția Coșbuc în piele de căprioară și a doua ca să mă duc la cofetărie să mănânc o prăjitură. Ei, nu se poate. Păi așa ați scăpat nensurat. De 2 ani? Cum? Da. În ritmul ăsta, 2 ani? Locuiam în spital, nu uitați. Nu știu. Toți locuiau. Da? Sigur că da. Înclaustrat și era foarte bine. Deci nu mergeați dumneavoastră la lume, venea lumea peste dumneavoastră. Asta nu a fost o problemă niciodată. Și deci după 2 ani ați venit la concurs la Facultatea de Medicină. Da. Și misterul e cum un tânăr de 20 și ceva de ani, Dimoftache Dada,
Constantin, înfiat de bunicu, fiu de preot, nemembru de partid. Se știau lucrurile astea. Nu se știau? Nu, eram de Otache ce Constantin. Și cu un an în urmă sau doi eram de Otache ne Constantin. Și cum de-ați câștigat acest concurs unde era o asemenea bătălie a pilelor? A contat că erați rudă cu George Emil Palade sau din potrivă? Eu n-am vorbit nici astăzi, nu prea vorbesc de treaba asta. Nici vorbă. S-a întâmplat un miracol. S-a pierdut în drum dintre Hunedoara spre Mangalia, s-a pierdut vechiul dosar. Și atunci a trebuit să fac unul din nou. S-a luat niște colegi, nu știu ce, la Mangalia și a zis, e bun, e frumos, are ochi albaștri, e cu minte, vine acasă de vreme și pași mi-au alcătuit un... Și a mers cu dosarul acela, întâmplarea. Și? S-a pierdut. Șefa cadrelor mi-a spus, și după un an, domnule, ce s-o fi întâmplat cu dosarul dumneata? Când am zis, eu să știu cu dosarul meu, l-am văzut geată. Asta e secretul. Dumneavoastră, un om dat la o parte, că nu erați membru de partid, erați cultul de la Catedra de Biofizică și am văzut că undeva ați primit și instrucțiuni scrise să nu vorbiți cu studenții înainte de a-i băga în laborator. La lucrările practice, bagă direct la aparat, studenții nu le mai vorbi. Păi cum poți să prezinți un osciloscop catodic care nu a văzut niciodată așa ceva, fără să spui principiu, fără să desfaci. Bine, dumneavoastră îi mai amestecați pe Cantemir, pe Michelangelo, pe Sorana Țopa. Era stilul de a vorbi. Ați făcut vreodată într-un loc public o criză de nervi, ați tăbălit pe jos, ați urlat, ați înjurat, ați făcut... Niciodată. De unde atâta stăpânire de sine? Nu e stăpânire. O trimit în sfera viscerală, de aici ulcerele și pancreatul. Deci nu e o soluție. Banal, numai că în loc de dau în afară, dau înăuntru. Deci nu e un exemplu de urmat. Privind de la înălțime peisajul medicinii românești, așa cum l-ați perceput dumneavoastră într-o jumătate de secol, diferențele majore, care ar fi între generațiile de studenți și între cele de profesori? Trebuie să compar două universuri care aproape că sunt astăzi diferite unele de altele. Ați prins mari profesori rămași dinainte de război, dar pe urmă bănuiesc că ați fost și coleg cu profesori agramați, făcuți pe puncte. Da. Ați avut și colegi fără bacalaureat? Am avut. Iată, și erau profesori la medicină. Și ei au fost dascălii unor oameni care aveau să devină medici. Da. Deci asta a fost, practic, îmbolnăvirea unui organism, organismul medicinii românești, cu bună știință. E greu răspunsul, știți de ce? Fiindcă predarea, vorbesc de epoca din mijloc, înainte de Revoluție, adică cei mai triști ani, 80. Toată literatura era... obligatoriu venea pe filieră sovietică și tradusă din rusește. Generațiile de studenți, ce le-ar diferenția? Erau mai studioși cei dinainte, fiindcă erau mai înfricoșați de rigorile sociale. Erau maturizați un pic mai devreme, nu aveau alte tentații, alte drumuri deschise și învățau mai mult. A scăzut pofta de a învăța, a sporit simplificarea lucrurilor, eliminarea așa zisilor inutilități. Cum ar fi? Există glanda tiroidă, are trei artere tiroidiene, să nu supăr o prostie, că uit și eu așa. E una la mijloc, subțirică, se numește tiroidiana IMA, care are o soră, sigmoidiana IMA aici, care nu iese din carotidă, ci iese drept din aortă. În general, când se predă anatomia tiroidei, nu se mai menționează arteriuța asta mititică cât firul de păr tiroidiana IMA. Nu mai înveți. Și vine chirurgul care nu știe ideea, și taie frumos, da? Și sângerează în plagă, vezi, că ea iese direct din aortă. Tu, doctor, care nu știi de această arteriolă, te apuci să zic că ajungi medic chirurg, medic primar și faci a doua zi operații pe tiroidă. Și citești înainte. Și să afli cu o zi înainte că există așa ceva? E trist. Sigur, e când trist ai învățat, când erai student, ai uitat de atunci. Da. Dar acum găsești, când citești ceva ce ai știut odată, spiritul lucrurilor îți rămâne. Asta e avantajul memoriei excesive pe care solicită medicina. Uiți cantitativ foarte multe lucruri, dar reții spiritul lucrurilor. Asta se transferă unei anumite intuiții. Pun bisturiul aici, nu aici, că nu-i bine aici. Dar nu știi de ce nu-i bine. Dar tu știi. Deci el o intuiție bazată pe experiență. Cultura după ce ai uitat tot. După ce ai uitat tot. Deci după dumneavoastră, anatomia nu trebuie simplificată. Dimpotrivă. Studenții la Carol Davila totdeauna au fost foarte buni, dar a fost un factor disturbant și care le-a scăzut valoarea la toți, și anume amestecul cu studenții străini. N-a fost bun? Deloc. De I-a stricat și pe ai noștri.
i-a învățat cu tertipuri, să treacă examenele, să ocolească tehnica ocolirii. Și viitorul medicinii românești, cum îl vedeți? Noi ne integrăm în lume, în Europa, și îl văd foarte bun, cu suferință însă. Dar un exemplu, nu știu dacă e fericit. Păi sunt invitat la Universitatea Cutare, din Ocnele Mari, să zic, la o facultate care a apărut peste noapte, eu, profesor de biofizică, să predau orele. Și sunt invitat de decan. Deci, atât e de ajuns. E o devălmășie, asta am înțeles. Da. Umilința maximă, cale de 47 de ani în această facultate, care ar fi? N-aș spune un moment, ci au fost momente, au fost ani de umilință. Șeful nostru de catedră era un globetrotter. Adică de două ori pe an mergea în Franța, în America, și lua aproape toată catedra, la congrese, la cutare, un tip internațional, așa. În câți ani? 40 de ani, niciodată n-am plecat din țară, nu mi-a dat voie să ies. Și bucuria maximă? Eu știu, poate când mi-am dat doctoratul, a fost o bucurie. Chiar m-am gândit, cum de v-au lăsat să vă dați doctoratul, nefiind membru de partid? Nu era voie, dar știu, oameni providențiali mi-au ieșit în cale. În privința doctoratului, regretatul academician Grigore Benetato. Mi-a plăcut ce spuneți într-un aforism, că uneori când vă bucurați, aveți o bucurie, așa v-ați dori ca cei iubiți de pe lumea cealaltă să vă vadă bucuria, succesul, da, momentul asta, de împlinire. Da. Și pe urmă alungați gândul și spuneți, mai bine să nu vadă, că atunci ar trebui să-mi vadă și tristețile, care sunt mult mai multe. Da. Teama cea mai mare a vieții dumneavoastră a fost, este, care? Ca să fiu sincer, durerea fizică. Da? Da. Și tocmai de ea nu va feri Dumnezeu? Nu. Mi-a fost frică de întuneric, mi-a fost frică de înălțime, dar în același timp aveam forme de îndrăzneală foarte ciudate. De uitare nu v-a fost frică, de amnezie nu vă e frică? Acum că am început să uit. Nu se vede. Trebuie să fac un efort pe care nu-l făceam altădată, îmi venea automat, acum trebuie să-mi gândesc. Dumitrescu era Ion sau Vasile? Ion era. Vă rog să credeți și să-mi promiteți că nu o luați drept laudă. Tot ce am scris, am știut pe din afară. Tot ce am tradus, am știut pe din afară, am cântat pe din afară, da. Am dansat ritmul respectiv în intimitatea mea și pe aceea m-am apucat să le lucrez. Ați dansat la propriu? Da, ta-ta-ta-ta-ta, souvent, pour s'amuser, les hommes de l'équipage, prendre des albatros. Da, totul pe de rost. Dar acum, auzindu-vă cum recitați, mi-am explicat expresia lui Grigurcu despre dumneavoastră, că spune, sunteți un herald defazat. Deci, defazarea asta, așa, ce înseamnă? Nu înseamnă demodat, câtuși de puțin? Înseamnă, în timp ce înseamnă un pic anacronic? Asta, Ana înseamnă alături de. Cronos, timp. Alături înseamnă de epoca noastră? Și asta înseamnă un pic. Ce secol vi s-ar fi potrivit mai mult? Unul din primele patru secole până la ivirea lui Iisus sau a doua jumătate a secolului XIX, în România. Cu cine ați fi fost prieten? Mai degrabă cu Eminescu, cu Caragiale, cu Creangă? Nu, ferească Dumnezeu. Cu Maiorescu? Nu, cu Ion Creangă. Dar de ce ferească Dumnezeu? Fiindcă era un hiperrațional, Titu Maiorescu, era obsedat de ideea valorii și de ideea că el posedă valoarea. Și că nu i-ar aluneca niciodată valoarea printre degete. Eu l-admir pe el, l-admir, da. Dar nu e din materialul meu. Ura, eu nu urăsc. Urile lui Maiorescu erau teribile. Dar Caragiale? Caragiale era un zeflemist, ori eu nu pot lua nimic în zeflemea. Domnule doctor, vă imaginez ca un tânăr octogenar în capul căruia vâjie poezie, poezia altora, poezia dumneavoastră. Preferata mea a fost trecutul. Trecutul se clădește strat cu strat prin ce a răpit și nu prin ce mi-a dat. Mi se răsfrânge în suflet ca într-o apă și se înalță invers prin ce sapă, încât clădirea lui sub adiere e o veșnică scădere din scădere, mereu mai vastă, niciodată întreagă, legându-mă prin ceea ce dezleagă. Dacă ar fi să uitați tot, domnule doctor, bănuiesc că în lunga dumneavoastră carieră ați văzut oameni care au uitat tot. Dacă ar fi să uitați tot și să alegeți să mai țineți minte un vers, câteva cuvinte agățate așa într-un peisaj selenar, ce ați alege? Aș alege un verset din Psalmul 50. Bucurase vor oasele mele cele smerite.